Tesă, sunt cercetător la Muzeul Țăranului Român și sunt format ca antropolog și împreună cu Petre Matei, care lucrează ca cercetător istoric la Institutul Elie Wiesel, o să vorbim despre o cercetare făcută de noi relativ recent în Țăndărei. Se aude? Domnul Fali? Ăsta se poate auzi mai tare? Da? Merge? Și luminile de unde s-a trimis? Nu pe mine. Pe dumneavoastră, că vreți să fiți mai mult. Pe cine? Pe noi, pe noi. Pe voi? Așa vă zic. N-am să-mi dat, da. Așa, o să încep așa. O să încep cu o poveste, adică să vă povestesc cum am ajuns eu la Țăndărei în 2013. Nu știu dacă ați văzut în ultimul timp, sunt destul de multe știri legate de acest caz care a fost în 2010 numit cel mai mare cerc de trafic de copii din Europa, originar cercul acesta din Țăndărei. Deci în Țăndărei se află undeva între București și Constanța, cam la 100 de kilometri de București, pe vechiul drum care mergea la Constanța înainte să fie construită autostrada. Și deci are un procent foarte mare de romi. La recensământele din 2011 s-au declarat 10% din populația orașului rom, în condițiile în care procentul pe întreaga țară de rom declarați a fost 3%. Țăndăreiul, adică dacă mergeți acolo, o să vi se pară cumva un sat, dar a fost declarat oraș în 68, când se făceau planurile astea de dezvoltare agroindustrială. Și eu am ajuns în Țăndărei în 2013, deci cumva la 3 ani după ce Țăndăreiul devenise celebru pentru traficul de copii, atât în presa națională cât și în cea internațională. Petre, o să te rog, dă tu ca să punem un filmuleț. Adică nu știu dacă sunteți la curent cu ce s-a întâmplat în 2010 la Țăndărei, o să vă arătăm un minut și ceva dintr-o filmare a Al Jazeera. Ideea e că poliția, London Metropolitan Police, a început această acțiune Golf numită și au venit cu elicopterele în Țăndărei ca să facă percheziții împreună cu DIICOT-ul. Deci asta se întâmpla în 2010. Vasile, son. It's here, but in April, 500 spells. E bine, e bine, faceți așa. Se vede pe asta. Dacă stă mai la stânga și mă rog, ideea era cu acest filmuleț să vă creați o idee despre cum arată Țăndăreiul și despre felul în care s-a vorbit în 2010 despre Țăndărei. Acum, deci, au trecut 9 ani de când...
când au început cercetările penale și de curând cei 25 de acuzați în trafic de copii au fost arestați. Weapons, as well as detailed logs of children they'd allegedly trained. Police estimate the children, some as young as 7, could have been earning up to $15,000 a month through a combination of begging, stealing, or ATM and benefit fraud. And that in a country where a doctor or a policeman is lucky to be earning $400 a month. So much money was being sent back to Tangere that luxury cars soon began to appear on the streets, replacing horses and carts. Many cars carry foreign license plates. There's a housing boom too. New houses are being built, and the demand for bigger and ever more ostentatious homes is outstripping supply. What do you say to people who accuse this town of being built by criminals because of the number of Range Rovers, British cars, new houses, sudden new wealth? I would tell them that they're wrong. We don't have any information about any criminal activity. Detectives have so far identified 168 children who'd been trafficked. Some had been trained specifically in burglary and pickpocketing. Despite these prosecutions, police fear the next generation of child crooks may already have started their education at a new academy of crime. Stephen Cole, Al Jazeera, Tangere, in eastern Romania. Ok, cam asta a fost partea senzațională a cercetării noastre. De acum încolo va fi puțin mai boring, așa. Ideea e că în 2013, deci la 3 ani după tot scandalul ăsta din mediatic și polițienesc din Țăndărei, eu am mers să fac cercetarea acolo, lucrând într-un proiect internațional de cercetare a migrației romilor din România spre Europa de Vest. Și pentru că cumva, cine m-a angajat în proiect credea că sunt calificată pentru această cercetare, vorbesc romanii, am făcut cercetări înainte pentru, mă rog, teza mea de doctorat, am stat într-o comunitate de romi, am fost integrată. Ideea e că când am ajuns la Țăndărei și oamenii au văzut că vorbesc romanii, au crezut că sunt de la DICOT. Și, adică nu am avut nici cum acces la teren. Primarul era în 2014, primarul de atunci era anchetat pentru corupție și de altfel a fost și arestat și mi-a spus în repetate rânduri să plec din oraș, că nu o să vorbească nimeni cu mine. Romii, elitele rome din Slobozia, care este capitala județului Ialomița, unde e localizat Țăndărei, mi-au zis că e foarte periculos să mă duc la Țăndărei și că ce se întâmplă acum legat de migrația internațională și de traficul de copii nu e neapărat o chestiune nouă și că romii din Țăndărei întotdeauna au fost periculoși, că întotdeauna au avut arme artizanale. Și cumva, când am ajuns în oraș și am început să vorbesc cu românii, am auzit aceleași povești, cum că întotdeauna romii de acolo au fost periculoși. Și românii au desemnat, au zis, ăștia sunt ursari, știi, de mult au umblat cu ursul, au fost nomazi, m-am intimidat pentru că a venit Vasile Ionescu și mă simt acum. Așa, deci ideea e că românii i-au identificat pe romii care făceau obiectul scandalurilor din Țăndărei ca fiind ursari. Populația de romi a Țăndăreiului este eterogenă. Pe lângă acești romi, așa zis, ursari, care sunt romi tradiționali, care se îmbracă în haine colorate și vorbesc limba romanii. Deci, pe lângă ei, există o populație de țigani bătrași, cum li se spune la nivel local, despre care românii mi-au zis cu țiganii ăștia vătrași de casă, ne înțelegem foarte bine, ne mândrim cu ei, pentru că dintre ei au ajuns lăutari celebri și țiganii vătrași sunt oarecum
asimilați populației majoritare, adică nu mai vorbesc limba romanie și fac cumva se disting prin nivelul lor de educație și întotdeauna au stat cumva în partea de est a orașului, iar romii ăștia periculoși, ursarii, ar fi venit mult mai târziu, au fost așadar nomazi și s-au așezat mai târziu în oraș și toată lumea spunea că au fost întotdeauna periculoși. Neavând acces la o cercetare antropologică, adică mi s-a părut foarte interesantă chestia asta cu romii, țiganii, cum li se spunea, ursari care au fost periculoși și m-am gândit că ar fi foarte interesant de făcut o cercetare istorică, asta și pentru că pur și simplu nu aveam acces la cercetarea antropologică, dar pentru care l-am invitat pe Petre și am început împreună o cercetare de arhivă în arhivele locale și naționale, dar ce a fost interesant în cercetarea noastră e că am ajuns la arhivă pornind de la interviuri pe care le-am avut cu supraviețuitori ai deportărilor din Transnistria, care, deși românii îi identificau ca fiind ursari, nouă ne-au spus, fie că sunt ursari, fie că sunt pieptănari, ceea ce mie mi s-a părut foarte interesant pentru felul în care o profesie din trecut poate să influențeze denumirea unui grup de romi, că ne închipuim că, nu știu, căldărarii s-au ocupat întotdeauna cu căldărăritul. Deci una din întrebările pe care le-am ridicat și la care cercetarea noastră încearcă să răspundă este care este legătura dintre profesiile practicate în trecut și denumirea grupului. Adică era foarte interesant că oamenii ziceau că sunt fie pieptănari, fie ursari. A doua chestie la care ne uităm în prezentarea noastră este legătura dintre activitățile economice și formele de mobilitate practicate de-a lungul timpului de acești romi. Adică cumva exista părerea că romii care sunt implicați acum în mobilitatea asta transnațională fac asta datorită unor trăsături culturale date. Da? Ei sunt ursari nomazi, întotdeauna au călătorit și asta e forma pe care mobilitatea o ia la ei în zilele noastre. Deci asta a fost o altă chestiune la care ne uităm. Și ultima chestie pe care încercăm să o dezlușim este legată de reprezentarea formelor de mobilitate și a activităților economice pe care romii care locuiesc astăzi în Țăndărei, dar de fapt și generațiile anterioare le-au avut, adică cum și-au reprezentat ei activitățile astea economice, cum și le-au reprezentat țăranii și cum și cum au reprezentat organele de ordine, activitățile economice și mobilitate. Mă rog, astea sunt niște fotografii făcute de noi la Țăndărei. Și vă ziceam că am ajuns la arhive, adică am mers cumva pe arhive ale persoanelor pe care le-am intervievat, adică am căutat în arhive documente despre familiile celor cu care am reușit noi să vorbim și unul dintre interlocutorii noștri, care este un povestitor minunat, adică care cred că și pentru mine și pentru Petre reprezintă așa modelul de interlocutor care nu doar are o memorie care în cazul lui Neapuiu ține din perioada interbelică până, mă rog, în zilele noastre, dar și
povestește așa cu patos și cu foarte multă acuratețe. Și, mă rog, sunt fotografii cu oameni cu care am făcut noi interviuri, Petre a și filmat, ai adus filmat? Am adus filmări, sunt și ele pe aici, pentru la final putem arăta anumite fragmente. Dacă mai sunt timp, dacă mai aveți chef de noi, etc. Da? Sau dacă nu veți că obosit suficient între timp. Bun, trebuie să zic și eu ceva, da?